Organizație, numele meu este Maria Muga. Reprezint aici o organizație neguvernamentală, se numește Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii din România. Și aș vrea să vorbesc, am de fapt câteva mici propuneri, din perspectiva de fapt a unui care a avut expertiză în domeniu, a coordonat acest sistem și a coordonat și Inspecția Socială ca un alt funcționar public. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna ministru Sulfina Barbu pentru succesul reportat la nivelul Parlamentului în ceea ce privește trecerea acestei legi și sperăm să o și finalizăm, pentru că, de fapt, această lege este extrem de importantă pentru încheierea reformei în domeniul asistenței sociale, așa cum ea a fost începută în anul 2005, când România a încheiat cu Uniunea Europeană, Memorandumul Comun de Incluziune Socială a semnat și și-a asumat obligația de a introduce în România modelul comun de coordonare în domeniul asistenței sociale. O reformă extrem de importantă care a trenat la un moment dat din 2007 și care în sfârșit este pusă în cadrul legal și anume cadrul pe care legea asistenței sociale îl realizează. Și aș vrea să mai adaug din perspectiva celor discutate până acum, că într-adevăr această lege, pe lângă faptul că este necesară, este și foarte bună. Noi o susținem din partea societății civile. Vine și în sprijinul individului sau al beneficiarului de asistență socială. Nu numai vine beneficiul statului sau bugetului care este alocat pentru acest domeniu. Pentru că de data aceasta legea țintește exact individul care se află la un moment dat într-o stare de excluziune socială sau familie. Această lege, practic, diminuează hemoragia financiară care are loc și continuă să aibă loc în România spre categoriile sociale, așa zis, vulnerabile, care beneficiază în continuare pe nedrept de o serie întreagă de beneficii sociale. Deci n-aș vrea să mai reiau punctele foarte bune pe care le-a sesizat atât domnul decan cât și domnul profesor Sorin Ioniță aici de față și doamna ministru în legătură cu reforma și revoluția pe care o aduce această lege în acest domeniu. Aș vrea, cu permisiunea doamnei ministru, să fac doar câteva mici propuneri, dacă este posibil. În primul rând, în ceea ce privește prestațiile sociale, se vorbea aici de cele patru mari categorii de prestații sociale. Aș vrea să mă refer la categoria venitului minim de inserție. Există Agenția pentru Prestații Sociale cu toată structura teritorială pe care o are și cred că ea trebuie să abordeze un rol activ în activitatea pe care o are și anume înainte de a, sau după ce stabilește și plătește drepturi de asistență socială, trebuie să intre în pielea rolului activ pe care trebuie să-l aibă și anume de a reduce starea de excluziune socială în care un individ sau o familie care solicită sprijinul statului se află. O legătură permanentă cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu structurile administrației publice locale, ar fi extrem de importantă pentru activarea individului sau indivizilor de a se insera social, de a intra pe piața muncii și de a ieși din categoria celor care sunt asistați social. Ați văzut și dumneavoastră că de foarte multe ori cei care sunt beneficiari de venit minim garantat vin cu o adeverință eliberată de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în care spune că individul se află și este în căutarea unui loc de muncă. Cum și în ce fel, nu știm. Poate că această conlucrare și activare și monitorizare a familiei sau individului aflat la un moment dat în starea de sărăcie și sprijinirea sa cu măsuri active ar fi mult mai utilă decât o stare pasivă pe care ar putea să o abordeze instituțional acest fenomen. În ceea ce privește serviciile sociale, o altă propunere a organizației noastre se referă la finalizarea standardizării de calitate a serviciilor sociale și vorbeam în 2005 de un cod al serviciilor sociale care standardizează fiecare tip de serviciu social pe categoriile de asistați. De ce este foarte important acest cod? Pentru că ar putea atrage după sine
o introducere a unui nou concept în ceea ce înseamnă privatizarea, între ghilimele, luați-o între ghilimele, a serviciilor sociale, și anume, vorbeam în 2007, la un moment dat, de introducerea pe piața de asigurări a României, asigurării de dependență. Este o asigurare care, la un moment dat, pornită de acum, un individ care ajunge la un moment dat într-o stare de dependență, poate să acceseze un serviciu sau altul aflat pe piața de servicii în România. Așa cum există, modern vorbind, abordări de genul acesta în toate țările Uniunii Europene. Pot să accesez un serviciu de care am nevoie, nu integral, ci doar anumite categorii de servicii, individul rămânând la domiciliu și reducând costurile serviciului social respectiv. Este o chestiune care comportă discuții mult mai importante și mult mai de detaliu, dar este o propunere pe care o facem, și anume să analizați dumneavoastră dacă este oportună introducerea asigurării de dependență pe planul asigurărilor sociale. Din punct de vedere instituțional, doamna ministru, vreau să fac următoarea propunere. Sigur că, așa cum și-a asumat România în plan politic reforma și instituțională a sistemului de asistență socială, putem astăzi, și în 2012, când se va face raportul de progres, putem astăzi să spunem că o instituție care încă nu funcționează la capacitatea pe care ar trebui să o aibă este Inspecția Socială. Inspecția Socială este extrem de importantă la momentul acesta pentru un sistem pe care îl așează și îl reașează și regândește această lege a asistenței sociale. Inspecția Socială a fost gândită în memorandumul comun de incluziune socială ca o instituție în subordinea Ministrului Muncii. O instituție extrem de importantă care trebuie să abordeze nu numai activitatea de control, ci și activitatea de consiliere și monitorizare a întregului sistem de asistență socială. O includere a activității de inspecție, fiind-o instituție sau alta, îi reduce din capacitatea de a exista ca atare și credem noi că resursele actuale în cadrul aceleiași cifre de resurse umane de care dispune Ministerul Muncii și în cadrul aceleiași buget, Inspecția Socială poate fi regândită și reașezată ca o instituție care să fie instrument de evaluare a politicilor din domeniul asistenței sociale la îndemâna Ministrului Muncii. Modelul ANAF-ului sau alte modele, includerea în Inspecția Muncii sau în altă instituție, nu este benefică pentru Inspecția Socială. De aceea, doamna ministru, susținem în continuare și vom milita pentru ca Inspecția Socială să redevină instituția ca așa cum ea a fost creată, cu sprijinul finanțării date de Uniunea Europeană și de Banca Mondială și așa cum și-a asumat-o Guvernul României atunci când a semnat acel memorandum. În rest, toate demersurile pe care dumneavoastră le faceți acum sunt extraordinar de importante pentru acest sistem și sperăm și vă susținem în continuare din latura societății civile în toate demersurile pe care dumneavoastră le faceți, tocmai pentru ca acest sistem să devină sistemul eficient de care are nevoie România. Mai mult de atât, și cu asta închei, nu înțelegem nici noi de ce unii se opun în Parlament cu vehemență acestei legi, la momentul în care în 2005, ca parte a guvernării la vremea aceea, cei care acum sunt în opoziție, au salutat ieșirea de pe foaia de parcurs a României în procesul de integrare a Uniunii Europene, acest memorandum care practic pune, este pus în valoare și finalizat prin această lege. Vă mulțumesc mult!